sale tacerà, iar nedoiala mă tulbură greu. Tu mă nătărești cu puternicul har și mi-o dulcești chiar al vieții amar. Să fie cu voi și cu Duhul tău. Rămâneți în mine și eu în voi, spune Domnul. Cel care rămâne în mine și eu în el, acela aduce roade mult. Lăudat să fie Iisus Hristos. Dumneavoastră, părinți concelebranți, răți și viți credincioși, celebrarea din această seară are un dublu sens. Ne întoarcem în istorie ca să întâlnim figura marelui episcop, fondatorul diocezei noastre, Nicolae Iosif Camili, și să ne amintim rugăciunile noastre. Pentru că astăzi, așa cum știm, e notat, se împlinesc 134 de ani de la întemeierea diocezei, 27 iunie 1884. De atunci, dieceza noastră are și a avut o misiune cu totul specială. După acest episcop, cum vom auzi la cuvintele pe care le voi proclama, a lăsat o împruntă, un ideal pe care trebuie să-l ducem cu toții în acest popor al lui Dumnezeu, în biserica noastră locală. Tot astăzi, dragi credincioși, așa cum am recomandat tuturor preoților noștri, celebrăm un requiem solemn pentru eroii noștri, pentru cei care și-au dat viața, pentru apărarea credinței, a unității, a armoniei. Acest lucru l-au voit ei, să apere țara și poporul. Pentru aceasta ne unim acum în rugăciune, ca să implorăm de la Dumnezeu să-i primească pe toți cei care au fost înaintea noastră să se bucure veșnic în Împărăția Cerurilor, Nicolae Iosif Camili și toți episcopii noștri, ca și eroii noștri. De aceea ne dispunem, cerând iertare pentru toate păcatele, să celebrăm cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii și acest requiem, la care ne rugăm și pentru răposații noștri. Dumitru, Ana și răposații familiei, mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, frate, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, frații, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, întură-te de noi! Doamne, Se-ndură-te de noi,
Să fim întotdeauna cuprinși și de frică și de iubire față de numele Tău Sfânt, căci Tu nu încetezi niciodată să-i ocrotești pe aceea pe care îi statornicești în fidelitatea iubirii Tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citirea din Cartea a doua a Regilor. În zilele acelea, marele preot Hilchia i-a zis lui Șafan, secretarul: am găsit cartea legii în templul Domnului. Hilchia i-a dat cartea lui Șafan și el a citit-o. Apoi Șafan, secretarul, a venit la rege și i-a adus vești zicându-i: slujitorii tăi au vărsat argintul care s-a găsit în templu și l-au dat în mâna responsabilului cu cei care fac lucrarea în casa Domnului. Șafan, secretarul, i-a adus la cunoștință regelui: preot Hilchia mi-a dat o carte. Apoi Șafan a citit-o înaintea regelui. Când a auzit regele cuvintele din cartea legii, și-a sfâșiat hainele. Regele a poruncit preotului Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Acbor, fiul lui Micaia, lui Șafan, secretarul, și lui Asaia, slujitorul regelui, zicându-le: mergeți și consultați-l pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru întregul Iuda cu privire la cuvintele acestei cărți care a fost găsită. Căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea. Regele a trimis și i-a adunat la sine pe toți bătrânii lui Iuda și a Ierusalimului. Regele a urcat la templul Domnului împreună cu toți oamenii lui Iuda și cu toți locuitorii Ierusalimului. Preoții, profeții și tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, a citit înaintea lor toate cuvintele din Cartea Alianței care fusese găsită în templul Domnului. Regele a stat lângă coloană și a încheiat alianța înaintea Domnului, că îl va urma pe Domnul și va păzi poruncile lui, mărturiile lui și hotărârile sale din toată inima și din tot sufletul, întărind cuvintele acestei alianțe scrise în această carte. Și tot poporul a consimțit la alianță. Cuvântul Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu. Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor Tale. Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor Tale. Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor Tale și o voi urma până la sfârșit. Fă-mă să pricep ca să păzesc legea Ta și o voi păzi din toată inima. Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor Tale. Călăuzește-mă pe calea poruncilor Tale, căci pe ea mi-am găsit plăcerea. Înclină-mi inima spre învățăturile Tale
și nu spre dorința de câștig. Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor tale. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea și fă-mă să trăiesc pe calea ta. Iată, eu doresc orânduirile tale, fă-mă să trăiesc în dreptatea ta. Arată-mi, Doamne, calea hotărârilor tale. Aleluia, 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 aleluia. Rămâneți în mine și eu în voi, spune Domnul. Cel care rămâne în mine și eu în el, acela aduce roade multe. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: feriți-vă de profeții falși, care vin la voi în haine de oi, dar înăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți recunoaște. Oare se culeg struguri din mărăcini sau smochine din ciulini? La fel, tot pomul bun face fructe bune, iar pomul rău face fructe rele. Un pom bun nu poate să facă fructe rele, nici un pom rău nu poate să facă fructe bune. Orice pom care nu face fructe bune este tăiat și aruncat în foc. Așadar, după roadele lor îi veți recunoaște. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudat să fie Iisus Hristos! Cele voastre, ați iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului, ascultând lecturile de astăzi, trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a ales să facem parte din împărăția Sa. Asta vrând să spună că trebuie să împlinim voința Sa și să facem faptele Sale, toți, fapte bune. La aceasta se referă Iisus când îi atenționează pe cei care îi vedea că nu fac fapte bune. Pe una spun și alta fac, că îmbracă haine de miei și sunt lupi răpitori. Iisus vine să anunță că, într-adevăr, omul, tot omul, ca fiul lui Dumnezeu, trebuie să facă roade bune. Așa cum știm că ne înconjoară întreaga natură cu pomii ei, cu tot ceea ce vedem verde, și cum știu să facă toți pomii roade bune, după cum au și acel proiect pe care Dumnezeu l-a așezat, mai ales omul trebuie să facă acest lucru. Însă, sigur, așa cum știm,
răul s-a strecurat printre oameni și mulți nu mai urmează această chemare, nu mai fac roade bune. Iisus vrea să ne spună că urmându-L pe El, trebuie, este absolut necesar să înțelegem ceea ce ne spune, ne cheamă și astfel să facem fapte bune. Sigur că aici Iisus aduce un reproș celor care sunt falși profeți. Cu aceasta vreau să ne spună că noi nu trebuie să fim așa. Noi trebuie să fim ca niște pomi buni care produc roade bune. Mai ales în noua împărăție pe care El a întemeiat-o, biserica. În biserică El ne cheamă să facem parte ca și membri vii, pomi buni, vii, care produc roade bune. El ne asigură acest lucru, pentru că El ne inspiră, El ne arată ce trebuie să facem, El ne susține, El înființând biserica, a voit ca oamenii cu adevărat, ascultând de El și de biserică, să producă roade bune. Sigur că unii nu înțeleg, nici nu urmează acest lucru. Dar noi, dragi și iubiți credincioși, care știm că facem parte din biserică, din această împărăție a lui Hristos, în care El este prezent continuu, trebuie să știm că trebuie să facem fapte bune, roade bune. Așa ne va cunoaște lumea că suntem din împărăția sa, după faptele noastre, după ceea ce și gândim și facem. Iar Iisus ne-a arătat și ne arată ce trebuie să facem ca să fim pom bun și să facem roade bune. Căci pomul rău nu poate să facă roade bune. Nici pomul bun nu trebuie să facă roade rele. Întoarcem acum la momentele pe care le-am anunțat la începutul acestei Sfinte Liturghii, și anume celebrarea două evenimente. Evenimentul înființării diocezei noastre de Iași și evenimentul realizării prin jertfă a unui popor român, credincios. Aniversăm astăzi ziua diocezei și acum poate ați urmărit prin mijloacele noastre de comunicare. 134 de ani de la întemeirea ei, act istoric înfăptuit la 27 iunie 1884. Deci în această zi, prin voința și intervenția fericită a curajosului Sfânt Părinte Papa Leon al XIII-lea, de fericită amintire. Considerăm acest lucru ca o faptă cu adevărat bună și sfântă. Acum 134 de ani, prin Harul lui Dumnezeu, această binecuvântată provincie românească a fost învrednicită cu titlul nobil de episcopie. Conciliul Vatican al II-lea, când se referă la episcopii, spune că sunt biserici locale, biserică locală, în care este Hristos, în care lucrează încă acel rol al Sfântului Petru și al Apostolilor și unde suntem și noi chemați să contribuim la această biserică locală. Aleasă să fie aici, la Iași, primind totodată în persoana vrednicului episcop Nicolae Iosif Camili, un adevărat păstor, un îndrumător luminat și un părinte plin de zel.
Așadar, la 27 iunie 1884, printr-o scrisoare apostolică ce poartă titlul latin Quae in Christiani Nominis Incrementum, crescând numărul credincioșilor în zona noastră, Sfântul Părinte Leon al XIII-lea a hotărât ca acest vicariat apostolic al Moldovei, înființat în anul 1818, sub jurisdicția directă a Congregației pe Propaganda Fide, să fie ridicat la rangul de episcopie. Iar prin scrisoarea apostolică Apostolatus Officium, oficiul apostolatului, misiunea de apostol, cu această scrisoare l-a numit episcop de Iași pe acest vrednic păstor Nicolae Iosif Camil. Acest eveniment a căpătat o semnificație aparte în istoria bisericii noastre locale, iar atenția acordată atunci vrednicului popor catolic din Moldova reprezenta o recunoaștere din partea Sfântului Scaun a eroismului creștinesc al catolicilor din Moldova, probat timp de peste 6 veacuri în cadrul episcopilor de Siret, Baia, Bacău și al vicariatului apostolic al Moldovei. Iar în chip deosebit era o recunoaștere a fidelității de nezdruncinat față de Sfântul Scaun a credincioșilor catolici din Moldova. Mulțumim aici, în această serie, atâția care au continuat munca episcopului prim diocezan, arhiepiscop devenit la întoarcerea din nou în România, muncă ce continuă până astăzi, cu toate greutățile, dar a viruit și rămâne iarăși, iată, o asemenea instituție voită de Dumnezeu, binecuvântată de Sfântul Părinte și având în frunte atâția păstori. I-a încredințat atunci Sfântul Părinte această misiune episcopului Nicolae Iosif Camil, ca apoi să o dea altora până în zilele noastre. Aici trebuie să-i vedem pe înaintașii noștri, străbunii noștri, care din iubire, ascultând de episcopul prim, ei au continuat să transmită din generație în generație moștenirea primită, credința de la părinte. Este o logică a divinității care se dăruiește și moare pentru ca omul să aibă viață. Aici este toată tăria unui popor și a unei țări în iubire, dăruire și jertfă. Acest lucru l-a făcut episcopul Nicolae Iosif Camil și după el toți, până la vrednicul nostru episcop martir, Anton Durcovici. Iată un moment pe care noi îl celebrăm în această seară, mintindu-ne de acest act istoric, ne amintim de toți cei care s-au străduit să facă roade bune, să fie pomi care produc roade bune. Lor le datorăm această trăire noastră de astăzi în Moldova. Toți credincioșii noștri, toate familiile noastre. Și sigur ne întoarcem în istorie rugând pe Dumnezeu ca să-i răsplătească pe toți, începând cu episcopul Nicolae Iosif Camil, dar și cu ceilalți care au fost înainte aici misionari sau în alte părți ale țării, Siret, Baia, Bacău și așa mai departe. Tuturora Dumnezeu le cerem astăzi să le dea răsplată veșnică în cer. Dar acum mai amintim un moment. 100 de ani, mii de credincioși catolici luau parte la războiul pentru reîntregirea neamului, ca jertfă pusă la temelia Marii Uniri.
mii de tineri au fost chemați la arme și mai mult de jumătate dintre ei, 12.000, au rămas pe câmpul de luptă. Jertfa lor, sigur, trebuie să ne închipuim că a fost și a fost mare, au suferit mult. Jertfa noastră ne face astăzi să fim noi aici, în poporul din țara noastră și Moldova. Din dorința de a cinsti acest moment, sigur, acest an, așa cum spunem și spun toți, centenar, noi vrem cu adevărat să ne gândim la ei, să nu-i uităm, să ne rugăm pentru ei și mai ales să luăm exemplul lor, care au știut să se jertfească pentru noi. Așa am hotărât ca în zilele de 10 mai anul acesta, la Înălțarea Domnului, să fie un requiem și celebrări speciale. Astăzi, 27 iunie, ziua diecezii, să fie un asemenea moment de rugăciuni în toate bisericile noastre. Apoi să fie și pe 1 decembrie 2018, în ziua când se celebrează Marea Unire. Acest requiem să fie o aducere aminte și mai ales un strigăt către Dumnezeu să-i răsplătească pe ei și să ne ocrotească pe noi. Puneam în scrisoarea pe care am trimis-o tuturor preoților în dieceza noastră: dragi frați, dragi frați și surori, vă adresez îndemnul de a păstra cu sfințenie moștenirea spirituală lăsată nouă de ctitorul diocezei, astăzi aici amintit, episcopul Nicolae Iosif Camili, rămânând statornici în iubirea și fidelitatea față de Dumnezeu și Biserică. Pentru aceasta ne rugăm, pentru cei care s-au jertfit, au murit, au iscălit cu sângele lor un testament și ne l-au lăsat nouă, ne rugăm pentru ei să fie fericiți. De la episcop, de când a fost înființată dieceza, la toți cei care au suferit, preoți, părinți, tineri, familii, să se bucure de o răsplată veșnică în cer. Iar noi, cei care, sigur, ne aducem aminte, să nu uităm. Suntem poporul lui Dumnezeu. Facem parte din Biserica lui Iisus Hristos, care ne însoțește. Dacă vrem să aducem roade bune, nu trebuie să-L uităm niciodată pe El, să nu uităm datoriile noastre, ca Dumnezeu să ne găsească și pe noi vrednici de a fi răsplătiți în Împărăția Cerului. Amin. Fraților preiubiți, împreună cu toți credincioșii din dieceza noastră, ne îndreptăm acum o rugăciune, amintindu-i pe înaintașii noștri, episcopii, misionarii care au lucrat aici, și amintindu-i pe cei care s-au dăruit din iubire față de țară și popor. Toți cei care au murit în Hristos, rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. Rugăciunea pe care o înălțăm acum pentru biserică, pentru lumea întreagă,
Voim să ne amintim într-un chip deosebit de aceia care ne-au transmis credința, ne-au lăsat testamentul iubirii și au mers înaintea noastră cu semnul credinței. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor ce mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează-ne ca în faptele noastre să nu uităm de viața viitoare. Te rugăm, ascultă-ne! Descoperă-le tuturor popoarelor puterea cu care L-ai înviat pe Fiul Tău și călăuzește-le pe calea mântuirii veșnice. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Răspătește cu bucuria veșnică pe toți păstorii noștri sufletești, pe toți binefăcătorii noștri și pe toți eroii țării noastre care au trecut din această lume. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește primind lăcașurile veșnice pe toți răposații noștri. Te rugăm, ascultă-ne! Primește la Tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a le dărui iertarea păcatelor și odihna veșnică slujitorilor Tăi răposați pentru care se săvârșește această sfântă liturghie. Te rugăm, ascultă-ne! Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău pe care Biserica o aduce pe Sfântul Altar, Te rugăm prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a tuturor sfinților să eliberez sufletele celor răpusați de orice legătură a morții, primindu-i în lumina fericirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, la jertfa eucaristică, amintirea morții sale ne aprinde iubirea. Vestirea învierii ne întărește credința, iar promisiunea venirii sale ne hrănește speranța. De aceea, împreună cu toți îngerii și sfinți, te preamărim într-un singur glas, spunând fără încetare: slava Lui.
Domnule sus, plină este cuvânta cel care vine în numele Domnului. Hosana, hosana, hosana pentru cei de sus, hosana. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, că ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor să-i zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt în noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare,
așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul ta. Dăruiți-vă pacea. Cel care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, să intri și oameni, dar spune numai cuvântul și să vă amintiți. Pare cruce.
Sunt păstorul cel bun, eu îmi pun viața pentru oile mele, spune Domnul. Să ne rugăm, reînnoiți prin împărtășirea din prețiosul trup și sânge al Fiului Tău, implorăm bunătatea Ta, Doamne, ca harul pe care l-am primit, îl primim ori de câte ori se celebrează Eucharistia, să ne ducă la plinătatea răscumpărării prin Hristos Domnul nostru. Amen. Credințăm lui Dumnezeu rugăciunile noastre pentru înaintașii noștri și pentru eroii noștri. În mijlocire preacurate Fecioare Maria, recitând, Îngerul Domnului a vestit Mariei. Corăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Corăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Cuvântul s-a făcut trup. Corăte Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este sărutul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm.
Te rugăm, Doamne, al Tău asupra asta, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea întruparea lui Hristos să fim duși prin patima și crucea lui. În același Hristos, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, luminează-mă în această, păzește-mă, povățuiește-mă și cârmuiește, care sunt încredințați ție prin mine. Fraților preiubiți, ne unim acum rugăciune și ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor și generos cu sufletele răposaților noștri, înaintașilor noștri, a eroilor noștri, a tuturor pentru care noi suntem datori de a ruga, pentru ca Dumnezeu să-i bucure în veșnicie lângă tronul Său, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Măreț biruitor al morții, Iisuse, valnic împărat, tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, bău chiar și morții te-ai supus, și ai vis prin ea dușmanul, cele ce moarte ne-a. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară șarul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne la ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, din lume au plecat, condu-i veșnica lumina să te slăvească neîncetat. Mintește-ți de noi, Doamne, în împărăția ta. Omul este măstorul meu, nu voi duce lipsă de El mă paște pe păș-univers, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, voiacul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei, îmi ungi capul cu untele și paharul meu e plin de sere varsă. Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amen. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția ta. Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru. Pentru răspândirea credinței, ca să primească răsplata cuvenită în împărăția ta prin Hristos Domnul nostru. Amen. Dumnezeule, Părintele Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri, Dumitru și Ana și răpățanții familiei, de legătura morții și să-i primești în ceata aleșilor tăi, prin același Hristos, Domnul nostru. Amen. Requiem eternam donais Domine, et lux perpetua lucia tăi. Odihna cea veșnică dărilor, Doamne, celebrarea Sfintei Liturghii și a Requiemului Solemn a terminat. Să mergem în pace!